Medicul urolog Bogdan Georgescu este din Craiova. De un an face naveta la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Cum chiria și utilitățile la o garsonieră în Slatina se ridică la aproape jumătate din salariul său, a optat pentru navetă. Este destul de greu, ținând cont că uneori plecăm și la ora 10-11 noaptea. Plecăm obosiți de aici, uneori suntem chemați noaptea târziu, trebuie să ajungem repede aici și în condițiile astea este destul de greu. În ultimii 5 ani la Spitalul Slătinean au venit peste 40 de medici tineri din alte localități. Majoritatea a ales să facă navetă din cauza chiriilor mari. Ne-ar prinde bine, suntem foarte mulți colegi care facem naveta Craiova-Slatina. Este destul de greu în condițiile în care lucrăm noi, adică avem gărzi foarte solicitante, ore multe de program, rămânem și după gardă. Este foarte greu să mai mergem pe drum, uneori nu merg mașinile, știți cum e, uneori vremea este probleme, nefavorabilă. Și ne-ar prinde bine, mai ales că salariile noastre nu sunt foarte mari. Avem mulți medici tineri care fac naveta, care în ultimul an s-au angajat peste 20 de medici. Da? La început de carieră salariile sunt relativ mici și orice ajutor pe care l-am putea sau l-ar putea primi este binevenit. Conducerea administrației județene a gândit un pachet de facilități pentru viitorii medici, însă acum caută cadrul legal. Am făcut și solicitare și la București, nu știm eu, ne-am interesat și la celelalte județe care au practicat acest lucru, încă nu avem soluția și formula legală pentru a face acest lucru. În altă ordine de idei, o variantă ar mai fi spațiul locativ pe care primăria Slatina l-are la dispoziție. Am discutat și cu domnul primar al Slatinei, Minel Prina, a fost de acord să identifice o serie de apartamente care primăria le mai are la dispoziție, să le renoveze și să le pună la dispoziția medicilor. În următorii 5 ani, la Spitalul Județean de Urgență Slatina ar urma să ajungă aproape 70 de medici tineri, care urmează acum rezidențiatul.